La Stoienești, în județul Vâlcea, de 20 de ani, familia Niculescu se străduiește nu doar să reînvie tradiții vechi și dragostea pentru portul popular, ci și să păstreze și să dezvolte arta sesutului tradițional, un meșteșug vechi de când lumea. Doamna Niculescu, în fața tuturor vreau să vă pup pe obraz, că mă lasă Janeta. Să vă urez tot bine de lume, să aveți o activitate cât mai îndelungată și să știți că rău îmi pare că nu pot să sprijin mai mult activitatea noastră, dar știți dumneavoastră cum sunt. Noi suntem o instituție de stat, dumneavoastră sunteți un privat. Să nu mă priviți cu alt fel de ochi decât așa cum mă priveați înainte de a ne apuca eu de primărie și mă tată de țăsul. Vă mulțumesc! Vorbiți la microfon să vă audă și Janeta. Cu creșterea venilor de mătase înainte de a fi dumneavoastră primar. Vă mulțumesc pentru cuvântul acordat înaintea distinșilor oaspeți și vreau să vă spun că așa cum am promis, drumul mătăsii a trecut prin România, în special pe la Stoienești, și am reușit să ajung în partea cealaltă a capătului firului, adică în China. Abia ieri dimineața am venit de acolo cu o diplomă de specializare în creșterea piernilor de mătase la Universitatea din Guangzhou, din China. Cu această ocazie mulțumesc celor care au fost aproape de noi și domnului primar atât cât a putut, îi mulțumesc. După cum știți, denumirea acestei zile se numește pe fir de Borangic și am venit și eu cu o mică atenție pentru dumneavoastră din Borangic obligatoriu. Doamna Niculescu, vă mulțumesc, să începeți cu mine, să nu rămână că sunt puși puține, văd. Da? Să fiți sănătoasă, doamnă? Da. Doamna Mister Niculescu, Forum România. Felicitări, doamnă scumpă, se spune despre Stoienești pe unde umblă dânsa, mai ales în China, pentru că chinezi ne mai trebuie în comună, că restul avem italieni, avem de toate naționalitățile. Afacerea familiei Niculescu, singura familie de sericicultori din România, pornește de la plantația de duzi și ajunge la creșterea viermilor de mătase, obținerea borangicului și se oprește oarecum la produsul finit, fie el costum popular, maramă, covor, ie, perdele, ștergare și eșarfe din borangic.